domnule academician, domnule Lutic, domnule director, mai puțeamă Sabrina și prietenii noștri. Mă bucur că sunteți astăzi la noi în casa noastră, aici în Casa Românească, Consulatul României din Cernăuți și plin de bucurie, veniți cu cântece frumoase, vă ajută să le știți, să le cântați așa de bine. Cine? Și domnișoara Ana. Da, cred că știți ce înseamnă acest lucru, ca să respectați așa de frumos. Vă mărturisesc că cântecele dumneavoastră sunt profunde, sunt frumoase, sunt cele care trezesc admirație pentru ceea ce faceți. Și colindul la fel, este la fel de sfânt, cum este descris în Scriptură și cum este cântat în toate bisericile, atunci când vine lumina stelei care vestește bucurie și vestește bine, vestește pace. Eu vă doresc ca să rămâneți la fel de frumoși, să aveți grijă unii de alții și mai cu seamă de conducerea școlii populare, de domnul director Iurie Lepcin, care are grijă și el, la rândul său, de dumneavoastră, domnul profesor, de fiecare dată când ne întâlnim în această formă frumoasă artistică de dialog, domnul profesor, că stă în spate, are emoții, ca un tată al acestui cor frumos. Să aveți grijă unii de alții și să aveți grijă de tradiția românească pe care ați înțeles-o, ați fost norocoși că o cunoașteți și suntem cu toții norocoși că avem posibilitatea să o cunoaștem atât de bine și atât de frumos și mai ales aici, la dumneavoastră, în Bucovina, unde tradiția e atât de bogată. Noi vă mulțumim pentru cântecele pe care le aduceți și românilor și ucrainenilor și tuturor celor care iubesc cultura românească, celor care au admirație față de limba română și față de comunitatea noastră, aici în Ucraina, în România și în alte locuri. Mă bucur că acest proiect frumos inițiat de domnul Lepcin, iată care perspective serioase. Ana Maria deja nu mai este un simplu corist, ea este o stea care vestește votare. Vă mulțumim și dumneavoastră în calitate de artistă și statutul acesta l-ați dobândit aici, dumneavoastră, în cadrul Școlii Populare de Artă. Primiți mulțumirile noastre, să dea bunul Dumnezeu ca anul 2017 să fie cel puțin la fel de fructuos și rog 2016, eu zic că a fost bine, ați avut proiecte multe, premii multe și toate proiectele dumneavoastră, domnule Lepcin, în anul 2016, toate au fost foarte frumoase, foarte, foarte frumoase, datorită experienței, datorită acestor copii pe care dumneavoastră îi țineți la vatra strămoșească, la vatra folclorului și îi promovați așa cum știți mai bine. Vă mulțumim pentru acest lucru, pentru toată activitatea dumneavoastră și vă promit că în 2017 România și cu sprijinul nostru și toate drumurile prin România și toate orașele unde cultura românească este promovată la fel cum este promovată în Cernăuți, să faceți aceste poduri cât mai solide între popoarele noastre și între țările noastre. Aceasta este misiunea dumneavoastră. Acasă, părinților, le transmiteți gândurile noastre bune, gândurile Consulatului României de la Cernăuți. Le spuneți că vă apreciază Consulatul, vă apreciază munca, activitatea. Cred că în viitor vom avea cel puțin la fel de multe proiecte frumoase și interesante. Încă aveți două, Sabrina, prezintă-mi pe cei mai tineri membri. Știe? Cine? Nu, nu. O să-mi prezinti. Serios?
Cum te cheamă? Petronela. Petronela, de unde? Ea de astăzi are viză. De astăzi pleacă în România, pe prima oară. De unde vii? Din ce sat vii? Din Cupca. Și asta mai... Marinela Zelia, Marina Carapciu. Din Carapciu. Da, de fiecare. Bravo. Aici, domnul președinte, să aveți pentru drum și din partea noastră, haideți să le dăm. Moldova veselă, să trăim, să înfloriți, ca un măr, ca un băr, ca un fir de trandafir, tare ca piatra, iute, tare, iute ca oțelul, la anul și la mulți ani. Dați-le și cărți ca să citească. Multe, multe cărți.